Iată acum și pe Adela din vila ei de lux de la Pipera și pe Smiley. Salutare! Hey! Bună ziua! Din vila lui de lux de la Cernica. Asta zic. Ăștia din vilele de lux și eu din umila sufragerie. Ce faci, Smiley? Cu ce ocazie pe la noi, Smiley? Nici eu nu știu. Am dimineața când m-am trezit, am lansat o piesă nouă, aha, dar care nu e nouă, e lansată, e scrisă acum vreo jumătate de an. Am lansat o piesă împreună cu Cabron, pe care o găsiți pe canalul meu de YouTube sau pe Spotify sau pe Apple Music, pe toate platformele astea digitale, care se numește Cine îi salvează pe eroi. Dacă nu v-aș fi spus, probabil că ați fi crezut că am scris-o acum în perioada asta. Ea nu e scrisă în perioada asta, dar mi s-a părut că mi s-a părut o piesă potrivită pentru ceea ce trăim în momentul de față. N-am reușit să-i fac videoclip date fiind condițiile astea, dar cred că nici n-aș putea să fac un videoclip, o ficțiune mai bună decât realitatea pe care o trăim în momentul ăsta. Corect, corect. Dar care sunt, cine sunt eroii ăștia despre care tu cânti? Băi, eu piesa am scris-o cu gândul la toți oamenii, pentru că noi toți am fost la rândul nostru și eroi pentru anumiți oameni și am și avut fiecare dintre noi eroii noștri pe care i-am apreciat, pe care câteodată i-am uitat, ne-am adus aminte după aia și cumva despre oameni. E o piesă despre oameni, e o piesă despre iubire necondiționată, respect și despre faptul că suntem interconectați între noi, indiferent că vrem să acceptăm asta sau nu. Și mi se pare că ce trăim în momentul ăsta ne dovedește cu vârf și îndesat că suntem interconectați pe toată planeta. Tu în ce categorie ești? Între cei care sunt loviți de anxietate sau în cei care au speranță și gândesc că perioada asta poate să ne aducă și lucruri foarte bune? La nivel de dezvoltare umană, desigur. Eu sunt un optimist convins, după cum știți, doar că îmi doresc să treacă mai repede perioada asta, să revenim, de fapt nu o să mai revenim niciodată la viața pe care o aveam înainte, dar să trecem mai departe, să mergem mai departe, să vedem unde o să ne ducă toată povestea asta. Cumva am multă nesiguranță în ceea ce privește următoarea perioadă, dar în același timp o privesc și cu entuziasm. Mi se pare că avem ocazia să îmbunătățim foarte multe lucruri la viața pe care am dus-o până în momentul de față. Ce te face să fii nesigur, Smiley? Nesigur mă face să fiu faptul că efectiv nu știu cum va arăta noua noastră viață, nu? Da, nu știu care va fi noua noastră viață. Mi se pare că în momentul de față capitalismul și tot sistemul ăsta capitalist nu e ce ne trebuie nou acum, ca să ne coagulăm ca și oameni. Mi se pare că de-a lungul a 10 de ani am învățat să trăim fiecare pentru el, da, și scapă cine poate. Și în momentul de față noi avem nevoie de atitudinea toți pentru unul și unul pentru toți, știi? E nevoie de solidaritate, exact. De a fi toți umăr la umăr în această bătălie, în această luptă pentru viață, până la urmă. Exact. Da. Îți mulțumim tare mult. Ne bucurăm. Iată că piesa asta pe care tu ai gândit-o cu ceva vreme în urmă, iată că se potrivește extraordinar de bine în tot acest context. Da. Eu piesa chiar o dedic tuturor oamenilor care în momentul de față vor să facă diferența și vor să ia atitudine și să aibă grijă de ceilalți. Îți mulțumim tare mult. Izolare plăcută în continuare, ca ușoară, să zic așa. Și să ne revedem cu bine și sănătoși cât mai curând. Vă pup! Te îmbrățișăm cu drag. Toate bune. Ai grijă de tine. Pa.